Bună ziua, sunt Catiușa Ivanov, bine ați venit la interviurile Hot News. Astăzi îl avem alături de noi pe domnul primar Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6. Bine ați venit, domnule Ciucu. Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Una dintre cele mai mari probleme din București la sectoare sunt parcările de reședință. Sunt mai multe mașini decât parcări de reședință. Câte locuri de parcare ați făcut și ce soluții ați găsit pentru rezolvarea acestei probleme? Vorbim doar de locuri de parcare noi, nou apărute, nu trasate pe trotuar, scuzați-mă, pe asfalt. Da, 8.000. 8.000. Câte cereri neonorate sunt? 180.000 de mașini înscrise în evidențele noastre, 50.000 de locuri de parcare, 100, iar eu estimez, fără să am date, că n-are nimeni aceste date, undeva cel puțin la 60-70.000 de mașini în plus, care nu sunt înscrise, dar care sunt în sectorul 6, provenite din Teleorman, Giurgiu, Olt, Dolj, mă refer la partea de sud-vest a orașului, care vine în sectorul 6. Deci vorbim undeva de cel puțin de 5 ori mai multe mașini decât locuri de parcare rezidențiale. Soluția este mutarea comportamentului de mobilitate dinspre auto individual către transportul în comun. Pentru că, ok, băgăm să zicem, nu știu, băgăm câteva zeci de milioane să facem o parcare. Deci nu o să faci o școală, faci o parcare și rezolvi 400 de locuri. La nivel macro, când vorbim de 250.000 de locuri de parcare, 400 de locuri nu înseamnă nimic. Și atunci am prioritizat investițiile în școli. De aceea am făcut școli noi, avem grădinițe noi, două, avem o creșă nouă, da? Pentru că banii s-au dus către acele obiective publice, da? Investiții publice care să ajute comunitatea mai mult decât confortul personal dat de un loc de parcare. Aceste locuri de parcare, să construiești parcări. Mi-am pus problema, am vrut ca să construiesc o parcare, până acum era gata. Dar au venit oamenii și au zis, domnule, nu vrem. Da? Deci au venit undeva la 150 de oameni, m-au chemat în mijlocul lor și m-am dus. Zis, nu mai vrem, nu vrem parcarea asta aici pentru că va fi supraetajată și ne ia lumină. Deci problemele sunt, unu, că nu există spațiu În și, primul, doi, da, vă voi bani. explica foarte, foarte pe scurt. Da? Deci aceste locuri de parcare, pe orice studiu de fezabilitate, niciodată n-ai un loc de parcare mai puțin de 25.000 de euro. Faci exproprieri, construiești, da? Nu recuperezi această investiție aproape niciodată, nu știu, poate în 100 de ani. Ei, și în acest context, un primar trebuie ca să zică, ce faci cu banii aceia? Faci obiective publice, da? Faci școli, cum am făcut noi, faci grădinițe, creșe, faci parcuri sau faci parcări Păi supraetajate, și oamenii ce să facă aglomerând. cu mașinile? Că Păi, asta e întrebarea de bază. e foarte ușor ca pe această legislație guvernul să nu facă nimic. Ministerul Mediului, care am tot vorbit de-a lungul timpului, de acum, mai ales înainte, când eram și eu mai puțin mai nervos, domnule, trebuie să limităm puțin, da? Nu știu, printr-o politică fiscală sau altfel. Nu oricine care are, nu știu, 500 de euro și ia o mașină și lasă oriunde, pe spațiu public, în centru și peste tot. Și atunci, nu e ok ca toată presiunea să fie pe primari, da? Sunt și familii care au 3 mașini. Cunosc eu Sunt. mulțime Băciucule de mi-a luat familii. încă o mașină, fă-mi loc de parcare. Da? Deci, soluția este transportul. Primarii vor găsi soluții, dar nu vor rezolva problema. Da? În Bine, dau principiu. exemplu din celelalte sectoare, oamenii cu Problema. care vorbesc eu și spun, uite, domnule, sectoarele 3 și 4 s-au făcut locuri de parcare. Bun, și atunci aveți ca să anunțați spațiu verde? Asta Eu îmi în primărie. sugerați? Atunci putem anunța la spațiu verde și să ne vină Eu vreau doar incluzia globală. ca să înțelegem Bun. care sunt alternativele, adică între ce și ce Nu avem de sunt ales. rezolvate. Problema cu locurile de parcare nu se rezolvă nicăieri în București. Ea poate fi rezolvată doar dacă se schimbă comportamentul de mobilitate, iar aici doar printr-un primar general care poate să vină la un moment dat cu o strategie despre parcări, că mai vorbim despre asta împreună, ca scris de-a lungul timpului, nu avem, cu o strategie de transport în comun, cu un plan de mobilitate care chiar să fie aplicat, da? Să Dumneavoastră crească mergeți cu calitatea, transportul public? evident. În fiecare zi sau? Nu, depinde cum am nevoie. Dar eu sunt foarte fericit pentru că eu am și metrou, mă dau jos din bloc, mă sui în metrou. Deci la mine e foarte, Și foarte câte bilete la accesibil. metrou? Nu știu cât e biletul la metrou, cred că era pentru că nu plătesc cu un punctcardul acolo, pe, nu mai știu. Nu am mai dat atenție în ultimul timp, nici la STB. La STB am trimis aplicația, am, nu aplicația, SMS. Plătesc prin SMS că tot timpul am mesaje acolo, primesc ce plătesc, nu mai mă uit cât costă, iar la metrou pun cardul.
Vă arăt dacă veți stasul de cont, ca să vedeți număr de călătorii, nu mai știu cât costă, că nu m-a interesat, nu e un preț pe care să nu mi-l permit. Mașinile și spațiile pietonale sunt așa în contradicție în București. Spațiile pietonale ar trebui să fie pentru pietoni, din păcate sunt pentru mașini. La începutul mandatului ați promis că veți elibera trotuarele de mașini și veți face un oraș pentru oameni. Chiar ați fost unul dintre candidații care a militat foarte mult peste... Ați vorbit foarte mult despre asta. Ce ați făcut? Kilometri întregi. Din bulevardele principale, drumul Taberei, în special militari, acum o să, în Giulești, o să ajungem și în Crângaș. Deci kilometri întregi, străzile principale, bulevardele principale au fost eliberate în 106 de mașini. Mai mult școlile, dar aveau această problemă. Deci pe lângă drumul către școală era blocat de mașini. Am eliberat, dacă mai rămas 1, 2, 3 trotuare din 67 de școli și așa, ori mai fi rămas. Dar am avut o politică foarte clară în acest sens. Și oamenii cum au reacționat? Doamna Ivanov, oamenii sunt de două categorii. Unii spun, domne, vrem locuri de parcare inclusiv pe trotuar, alții zic, domne, eliberați trotuarele. Nu poți... Eu nu sunt omul extremelor, eu sunt omul politicilor... Depinde. Pot să am politici de toleranță zero, cum ar fi parcatul pe amenajeri sau pe spațiu verde. Aici nu există niciun fel de discuție, politică de toleranță zero. Rapid, amendă, ridicat mașină. Și am politici incrementale, aplicate incremental. Da? Cum am eliberat trotuarele de mașini? Prin investiții. Am venit, am civilizat zona, au trebuit să mute mașinile și după aceea au apărut stâlpișori. Am făcut amenajări de foarte bună calitate și am crescut enorm calitatea vieții. Vă iau într-o seară să vedeți cum se bucură oamenii de spațiu public acum în sectorul 6. Dar pot să iei mașinile dintr-o dată, de pe trotuare? Pe asta zic, incremental. În oraș e posibilă această versiune? 200 de metri săptămâna asta, peste încă o lună încă 500 de metri, oamenii au timp, în timp ce ridicăm mașinile abandonate ca ei să-și găsească în loc cu mașinile abandonate loc. Deci s-a întâmplat. Se poate vedea cu ochiul liber. Da? Uitați-vă dacă vreți, îi rog pe oameni să se uite pe Google Maps. Da, sunt cetățeni care spun, domnule, uite, la mine în sector nu s-a eliberat, la mine pe stradă nu s-au eliberat trotuarele. Pe de asta zic că alternativa ar fi fost ca să eliberăm pe toate odată. Unde duci 250.000 de mașini? Să spui lumea în cap. Da. Și tot dau exemplu acesta cu arhitectul șef din Copenhaga, care a pietonizat 2% în fiecare an Copenhaga și în 30 de ani, că omul a avut acolo era funcționar public, nu politician, a pietonizat Copenhaga. Deci aceste lucruri nu se fac radical, că nu vrei ca să-ți iasă lumea cu furci și cu târnăcoape, da? Le faci gândit, planificat, ușor câte ușor, că se cheamă politici incremental aplicate. Și oamenii în timp au timp, dar noi pui o presiune foarte mare și au timp să se reorienteze. Deci ne putem atâta ca peste noapte să se întâmple acest lucru. Da, am și făcut 8.000 de locuri de parcare. Da? Și mergem în locuri foarte concrete, în special în militar foarte multe. Pentru că erau terenuri abandonate, erau vai de ele, nu erau nici măcar spații verzi, erau brownfields. Și le-am transformat, am plantat și iarbori acolo. Deci aceste lucruri se fac sistematic, în timp bine planificat, incremental, nu radical. Politicile radicale te întorce populația împotriva ta, nu mai câștigi alegeri și nu ai continuitate și atunci nu se va întâmpla niciodată. Începutul mandatului ați promis 4 proiecte mari de infrastructură, Valea Largă, Drumul Osiei, Drumul Roții și Strada Viscolului. Să le modernizați, să lărgiți, să faceți niște lucrări acolo. Ce ați reușit să faceți până acum și unde n-ați reușit, de ce nu ați reușit? Valea Largă va fi gata vara asta. Deci dacă îl comparăm cu un tronson din prelungirea Ghencea, întâmplător, este doar mai mare ca un tronson din prelungirea Ghencea și mult mai complex ca în ceea ce privește execuția lucrărilor. Că avem un apeduct foarte mare, a trebuit să vedem cu un bazin imens de retenție, cu pompe care să ridice apa și după aceea să o ducă către canalizare, 2 benzi pe sens, piste de biciclete, toate utilitățile trase, apă, canal, net city, gaze, tot. Am făcut exproprieri, deci într-un mandat reușesc să fac acest tronson care conectează prelungirea Ghencea cu bulevardul Timișoara. Câți kilometri are? 1,5 km. De la zero, cu tot cu exproprieri, da? Deci ceea ce nu a reușit PMB-ul în 2 mandate. Asta e legal sau ilegal copacii de pe Valea Largă? Că a tot fost nu o discuție. Nu am tăiat copacii de pe Valea Largă. Sunt acolo? Eu nu am tăiat copaci pe Valea. Da, unde au dispărut? Avem avizul. Deci legal. Am înțeles. Cine v-a dat avizul?
L-avem. Perioada domnului Cușordan? Înainte sau după ce ați... au dispărut copacii? Acolo, în Puz, nu e nevoie de acel aviz. Da? Pentru că în Puz este drum. Păi da, în pentru punct, orice copac din București pe care îl tai unde, sau îl rănuci, ai nevoie de aviz. Nu era nevoie de aviz aici, pentru că în Pug era drum. Am făcut drumul Osiei, da, acum terminăm într-o lună maxim și partea aceea, n-am terminat că am fost dat în judecată, în fine a fost un litigiu. Drumul Roții, marea mea durere, pentru că nu este gata deja, dar va fi gata când ne apucăm anul acesta. Soluție tehnică cu Apa Nova a fost un ping-pong de vreo un an și ceva, dacă nu doi, între Apa Nova și Primăria Capitale. Pe soluții, pe avizăraie, deci a fost o nebunie. Dar nu o să ne apucăm și de drumul Roții. Și de Viscolului? Am făcut exproprieri și Viscolului, pe Viscolului este nevoie tot așa să facem o extindere de canalizare. Pentru că s-a dezvoltat foarte mult zona și oamenii rămân când se spală pe cap cu șamponul în ochi. Și era gata și asta până acum. Dar am preferat să ne uităm și să livrăm ceea ce trebuie și am venit iarăși cu această soluție de apă canal și iarăși ping-pongul dintre Apa Nova și PMB, care nu țin de Primăria Sudului 6. Deci tot ce am promis este într-un grad de ori este finalizat, ori este aproape gata. Bine, om înțelege prin finalizat că poate să circule pe acolo. Deci da, pe drumul se poate circula. Da, două din Valea Largă da. Și, mă rog, spuneți că în vară va fi gata și Valea Largă. Păi sunt algele mai devreme, că dacă ne-am raportat la septembrie și erau algele în septembrie, erau gata amândouă. Și celelalte erau deja începute. La începutul mandatului ați spus tot aici în studio Hot News, într-un interviu pe care vi l-am luat atunci, că aveți în plan să faceți patru parcuri. Liniei, da. Prelungirea Ghencea la Sere, lacul Mori și extinderea parcului drumul Taberei pe vis-a-vis unde era patinoarul da. Și este un teren abandonat al Ministerului Apărării. Ce ați făcut din asta? Am făcut cel mai mare parc după 1990 din București, parcul Liniei, care acum cu faza a doua, care va fi gata în următoarele două, trei săptămâni, va avea 8 hectare. Doar fazele 1 și 2. 1 și 2. Faza 3 este scoasă la licitație. Am stat după CGMB ca ieri au dat hotărârea ca să putem expropria și să putem să executăm, deși noi eram gata mult mai demult. Lacul Mori era și el printre acelea? Ei, de lacul Mori. Da, lacul Mori. Da, am igienizat zona complet, arată foarte, foarte bine. Am făcut digul care a devenit o promenadă superbă, foarte căutată în București, nu doar în sectorul 6. Am făcut un concurs internațional de arhitecturi și acum era gata la cumori, doamna Ivanu. Dacă luam o firmă oarecare și ziceam, ok, fă un proiect, să facem un parc, era gata și asta. Dar expertiza mea este în a lua decizii publice. Înainte am fost consultant și am lucrat pentru un think tank și consiliam politicienii cum să ia decizii. Acum eu sunt politician. Și vreau să aplic ceea ce predicam înainte. Da? Și am făcut un concurs de soluții coordinul arhitecților. Internațional, la care s-au prezentat mai multe firme de arhitectură, 13, din care a câștigat concursul o firmă română-belgiană. Ne-a făcut proiectul. Atenție, el a fost selectat de către expert, nu de către funcționari din primărie, de arhitect. Este un proiect absolut superb. Am stat foarte mult după avize la Apele Române, dar am închis-o, am scos cu el la licitație și, atenție, fiind o procedură de achiziție, concursul de soluții de arhitectură, noi avem deja proiectul gata. Dar el, între timp, au lucrat proiectul și avem în două faze. Faza 1, insula lacului Mori, care va fi gata, va începe anul acesta pentru că am scos deja la licitație lucrările. Și faza 2, pentru care urmează să scoatem la licitație lucrările, digul, sau spațiul de 150 de metri, câteodată 200, câteodată mai îngust, de-a lungul digului. Deci vom avea un parc longitudinal și aici, undeva la 2 km și jumătate, care va fi cea mai faină zonă din București. Okay. Este un lac antropic, un lac artificial cu aspect industrial, care va fi adus la un aspect natural, pentru că avem insule plutitoare, este foarte prietenos cu fauna, păsările depun ouă, va fi foarte, foarte frumos. Insula va ajunge la nivelul apei, va avea facilități de tip plajă, și vor fi sporturi nautice pe lac, fără motor. Ce s-a întâmplat cu parcul din prelungirea Ghencea de la Sere? Acolo nu am avut terenul. Am încercat foarte mult timp să luăm terenul. Nu ne aparține. Aparține instituții guvernamentale care îl folosea ca rezervă pentru proprietării. Deci nici ei nu puteau ca să ne-l dea, pentru că nu-și mai îndeplineau misiunea pentru care exista acea instituție guvernamentală sub Ministerul Agriculturii. Am făcut foarte multe demersuri, nu au avut cum să ni-l dea. Ei, între timp, au împroprietărit acolo și așa mi-au dat soluția.
au împroprietărit și foarte bine, din punctul meu de vedere, că au împroprietărit cumva la stradă. Și eu voi veni cu expropriere. Deci faceți parcul, dar faceți prin expropriere. Este singura posibilitate. Pentru atunci... că știu că ați făcut acel put, zona 17, în care o bună parte din acele sere exact. Erau trecute ca parc. Exact. Ca deci intenția verde. Mea este foarte clară că acolo să fie parc și spațiu ce verde. Suprafață? A, e mare, nu o să, nu o să putem expropria tot. Hai de asta întreb. Este că... foarte, foarte mare. Nu știu acum, sunt hectare întregi. Și cam care ar fi costurile? Pentru expropriere în zonă sunt acceptabile pentru noi și să facem un parc. Noi avem oricum cele mai bune costuri și prețuri de pe piață. Ce înseamnă un parc? Un parc poate să aibă, e peste un hectar încadrat în lege. Va fi peste un hectar, cu siguranță. Un hectar, două, trei, cinci, zece? Va fi, deci acum vom expropria, nu știu, aproape peste un hectar. Poate, cred că sunt chiar două, nu mai știu exact. Dar pe măsură ce se împroprietărește, noi putem să expropriem. Este singura soluție. Oricine a încercat altcineva, nu a reușit. Așa voi reuși. Deja avem studiul de fezabilitate în lucru în acest moment. Okay. Cu extinderea parcului drumul Taberei vis-a-vis. N-am găsit înțelegere la armată. Și până la urmă ce se întâmplă cu terenul acela? Că stă de ani de zile abandonat. Este o paragină. Acolo era patinoarul, da, dar nu mai nici patinoarul. Este un teren în care este foarte multă mizerie pe el. L-am și acoperit acum, pentru că mi-era mie rușine de modul în care l-am ministrat armata. Cu oamenii nu știu că e al armatei și înjură primarul și l-am pus un fel de gard verde, dar e din plastic. Ca să arate zona, arată civilizată mai puțin acel teren. Armata vrea să facă acolo un hotel. Eu m-am opus din tot sufletul meu că armata să facă acolo un hotel, pentru că aglomera zona vis-a-vis de piață. Dar din nefericire, instituția de forță își dau singure autorități de construire în țara asta. Nu mai trec pe la primărie, pe la primar. Și acum s-au apucat să construiască ceva. Eu țin cu oamenii din sector. Și da, uite, n-am zis până acum, nu știu să spun acum, dar da, am atacat instanța propriilor autorității de construire. Pe ce motive? Pe orice motiv. Acolo nu trebuie ca să existe acel proiect de dezvoltare imobiliară. Pe oportunitate? Acolo, pe oportunitate, nu. Nu și-au scris bine autorizația. Înțeles. Nu pe oportunitate, că n-ai ce să faci. Pentru că ei zic că deci nu renunțați la proiect, dar deocamdată... Păi vă dați seama că găseam înțelegere. Unul din primele lucruri m-am dus la Ministerul Apărării de-a lungul timpului să discutăm. Domnule, hai să găsim o soluție. Ok, vreți hotel? Bine, ok. Dar hai să câștige și oamenii în sectorul 6 ceva. În loc să mergeți hotelul la Bulevard, dar și în spate să faceți nu știu ce lux acolo, vă rog frumos, duceți hotelul puțin mai departe de Bulevard. În fața bulevardului lăsați spațiu liber ca să se respire în piețele noastre. Dar ați văzut, mergeți în Paris dacă vreți, sunt piețe largi, vezi, nu ți-a aerul. Și dați-i nouă terenul ăla ca să-l amenajăm. Sau vă rămâne vă o proprietate, dar eu îmi asum că va fi un spațiu public verde, civilizat. Dar dacă vii cu hotelul și mi-l pui vis-a-vis de piață, da? Cu traficul, cu tot ce e acolo, ne ia aerul. Și nu am putut să fiu de acord cu acel proiect. Dar nu depinde de mine. Eu am făcut tot ce pot, inclusiv să mă duc în instanță să atac autoritatea lor de construire când ne judecăm acum. Da? Ei construiesc în continuare și fac nu știu ce facilități de tenis acolo. Mi-ar fi plăcut, da? Mi-ar fi plăcut foarte mult, pentru că în sectorul 6 locuiesc foarte mulți militari. În drumul Taberei în special, dar și în cartierul militar. Oamenii din sectorul 6 au un respect deosebit față de armată. Da, pentru că și-a făcut cariera în această instituție, cum și eu am. Și mi-ar fi plăcut ca armata, ca instituție, să le răspundă prin acest respect, printr-o bună colaborare cu primăria Sectorului 6 pentru acești oameni. Da? Pentru că sunt și oamenii lor, sunt și cetățenii noștri. Adică fost și lor angajați și cetățenii noștri. Și pe ei, în primul rând, trebuie ca să respecte. Că tot suntem la parcuri. Ce se întâmplă cu bucata pusă în posesie în parcul Grozăvești? Îl expropiați, îl cumpărați, se fac blocuri acolo? Acolo trebuia ca să se facă blocuri. Eu nu am prelungit certificatul de urbanism. Am fost dat în judecată. Am fost amendat. Am plătit amenziile. Da? De la primărie sau pe persoană fizică? Pe persoană fizică, că eu nu sunt ca alții. Să ne plătească primăria. Deși e complet corect. Asta este. Când ești primar, trebuie să-ți mai și asumi. Și acum ne judecăm. Pe ce vă judecați? Ca să le emit forțat, să fie obligat să le emit certificatul de urbanism. Certificat de urbanism, nu autorizație de construire. Asta este ulterior.
Pentru că ei aveau deja obținut, dar l-ar fi prelungit asta. Dar s-a discutat la un moment dat să expropiați sau să cumpărați acolo. Mai rămâne această soluție în picioare? Mai am multe zone. Multe zone cu probleme mult mai mari decât aceea unde trebuie ca să expropriem. Nu avem bani. De ce să ne expropieze PMB-ul? A expropiat PMB-ul pe undeva ceva în ultimii ani, că eu nu știu. Dar le-ați propus? Da, le-am propus. Ok, jumătate din sumă. Voi jumătate, că și voi sunteți primărie cu un buget mult mai mare decât al nostru, n-ați făcut absolut nimic în sectorul 6. Dar când zic nimic, zic nimic, măcar aici veniți și expropriați. Da, împreună cu noi, dăm și noi. Noi le-am dat doar bani pentru expropriere pentru prelungirea Ghencea, doamna Ivanova. Da? Noi am făcut expropieri în beneficiul municipiului București, pe Valea Largă, pe Osiei, pe Roții, pe Viscolui, am făcut exproprieri. Proprietarul terenului nu sunt primăria de sector, ci este primăria municipiului București. Deci nu faceți, dacă nu vă dă PMB bani, nu faceți exproprierile. Să spun ținu, asta ați dat unor dezvoltatori imobiliari undeva la 40 de milioane de euro? Nu știu, aveți în primul rând, dacă avem o evaluare făcută. Unii vor, și nu o să dau acum nume, dar au zis o chestie asta public, să dea unui dezvoltator care nu știu cum obține acel teren 40 de milioane de euro. Păi scuzați-mă, acum banii ăștia mai bine fac o școală. Da? Și eu am fost cu pieptul în față și eu am fost dus în justiție și eu mi-am luat amenzi, nu alții. Eu am protejat zona, eu personal, și mi-asum chestiunea asta. Să fie foarte clar. Că e ușor să dai din gură, da? Și să zici. Dar hai să vedem faptele. Cine? Era foarte simplu, da? Semnam, acum erau blocuri acolo. Că m-am cam săturat de fel și fel de guralivi care nu-și asumă niciun fel de responsabilitate. Și unele bătrâni, să știți că se duc mai bine liniște, pentru că te expui foarte mult. Dar acum, na, trebuie să o spun. Dar mai mult, fix în Parcul Grozăvești, eu personal am făcut toate demersurile ca să avem un parc de, cât e acolo, 3.000 și ceva de metri pătrați, da? 30.000 de metri pătrați, vorbesc prostii, unde vrea seriu să facă un spital. Acum, parcul este în proiectare, deci un alt parc pe care nu-l promisesem în campania electorală. Da, ideea este că, na, totuși, acolo e în bucata retrocedată, este o bucată destul de mare. Acolo au fost arbori, au fost tăiați ilegal, au fost tăiați într-o zi da, dimineață. Da, și am acționat, i-am amendat și noi. Așa, și Poliția Capitală. Așa, dar întrebarea este, da, și acolo sunt prevăzute în puzul sectorului 6 niște clădiri foarte înalte, un cartier de turnuri. Până să vin eu primar și eu, din contră, în baza ce aș pus, treia poate ca să le dau certificatul de urbanism. Și da, oamenii sunt îngrijorați ce se întâmplă. Că e un spațiu verde și este sunt cartierul lor, deci întrebările lor sunt. Adică ce puteam eu să fac și n-am făcut? Nu știu, vă întreb. Acum, deci, cum rămâne? Care e concluzia? Acum așteptăm să termine procesul. Ok. Pentru certificatul de urbanism. Exact. Câte hectare de spații verzi degradate ați recuperat? Știu că la începutul mandatului ați venit, aveați o suprafață foarte mare și era unul dintre cele mai frumoase proiecte ale dumneavoastră din campania electorală. Cât ați reușit să faceți și unde? Mai mult decât am scris acolo, probabil. Păi spuneți. Păi să ne gândim numai cât are zona care era un gunoi. Am scos camioane de gunoi din zona Lacului Mori, da? Deci camioane de gunoi din zona Lacului Mori. Parcul Liniei, Brownfield, teren contaminat, care, da, acum vom avea prima fază 8 hectare, după care mai o să avem încă 16 hectare. Da? Zone foste abandonate, nu știa nimeni ce-i cu ele, erau cadastrate, le-am intabulat, care au devenit spații verzi. Uitați-vă în zona cetatea Histria, de exemplu, unde avem un parc în zonul policlinicii, care avea o curte foarte mare și era abandonat. Am dărâmat complexuri comerciale construite ilegal care au funcționat timp de 30 de ani, Geocenter, devenit parc. Și lista este foarte lungă și nu mai ții minte, pentru că aici, de departe, cred că sunt primarul care a transformat... Ați făcut și dumneavoastră un bilanț la final? N-am mai stat acum, nu știu, probabil că am... Sunt multe, adică n-am niciun fel de... Eram pur și simplu curioasă. Da, nu am niciun fel de răboje aici, adică n-am niciun fel de datorie aici, pe acest punct l-am făcut. Dar știți ce e interesant? Când scrii programul, am scris două programe pentru prima scălușează, pe primul și pe al doilea. Când scrii pe primul, nu ai toate datele. Bineînțeles. Și atunci pui și tu acolo ce crezi că merge și că nu merge. Nu le pui pe toate. N-am făcut tot ce scrie în programul ăla.
Unele lucruri erau fanteziste, am zis că fac 20.000 de locuri de parcare, am făcut doar 8.000. Am făcut multe lucruri care nu erau un program, da? Pe care le-am înțeles după ce am ajuns în primărie. Deci am făcut mult mai multe lucruri decât mi-am propus, dar nu era un program. Mi se pare amuzant că foarte mulți primari, foarte mulți candidați la primăria capitalei, chiar la sectoare, spun: domnule, noi facem metrou, vrem să facem metrou, facem centura capitalei. Da, pentru că e această strategie în care să iei fața cu ceva flash. Da. Evident că cine știe măcar un pic de administrație știe că de fapt primăria de sector nu are nicio treabă cu centura și nici cu metrou. Bine, se pot face... Sigur, se pot face parteneriate, a făcut sectorul 4, exact. Dar da, noi avem ceva, avem o situație similară în zona preciziei și avem un care merge către centură. Deci avem chiar credeți noi. că metrou ar putea veni la primăria capitalei? Ar fi o decizie bună? Depinde, dacă va fi reformată instituția, da. Dar acum când duci 2-3 din subvenție, da? 2-3 metro... miliarde, 3 da. Miliarde de fapt anul dar, ăsta. Dar nimeni n-a tăiat cheltuielile în primăria capitalei. Da? În afară de câteva companii închise pe mandatul acesta de către PNL și USR, mai multe de USR, dar și de către PNL, știți voi instituție care să fi fost desființată? Știți voi instituție care să fi fost măcar reformată sau una măcar reorganizată? Una singură. Dați-mi și mie din una. Păcate, nu. Din 90. Știți câte instituții au fost desființate în sectorul 6? Din 11, din 10? 2. Știți câte au fost reformate și reorganizate? Toate. Da. Asta ce înseamnă? Înseamnă raționalizarea cheltuielilor. Da? Înseamnă să controlezi instituția, să știi ce face fiecare instituție, să faci o analiză funcțională, să crești bugetul. Știți ce nu are Bucureștiul? Ce are foarte mare nevoie la dimensiunea pe care are? Un ministru de finanțe. Pentru că toți ne știm cum să cheltuim bani, toți ne dăm, mamă, ce proiecte flash avem, dar nimeni nu vorbește despre cum aduci banii în București. Iar Bucureștiul are niște asset-uri care pot foarte bine să fie valorificate. Da? Și este o aberație. Taxele sunt, locale sunt încasate de către primărie de sector, iar primarul general și Consiliul General nu are niciun fel de incentiv, de motivație să lucreze la taxe. Și avem taxe care de multe ori sunt aberante, sunt atât de scăzute încât nu îți permiți ca să ai acele venituri ca să livrezi servicii de publice. Exemplu? Și... No, bine, știu că a fost cu parcarea, că ați crescut, toți primarii de sector ați cerut creșterea taxei pentru parcarea de reședință. Acela a fost singurul exemplu. Sunt multe exemple, nu o să intru acum în ele, mă scăse și campanie, dar am vrut ca să subliniez acest lucru. Da? Nu e... București are nevoie de cineva care să știe și cum să își gestioneze veniturile, împrumuturile, pentru ce tipuri de investiții. Lucruri mult mai complicate decât ce vedem în această super superficială campanie electorală. Da? Este o campanie electorală de tot râsul. Da? Mă refer la cea de pe București. Mici bere, lăutari, proiecte nesemnificative ridicate la rang de mari reușite și așa mai departe. Haideți să vorbim puțin despre lucruri serioase pe care foarte puțini oameni, în afară de cei care urmăresc Bucureștiul de ani de zile, în presă și unii dintre noi politicieni le știu. Da, încercăm să discutăm lucrurile serioase, din păcate. Da. Da, cred că și partidele au un rol important ca să crească calitatea campaniei electorale, pentru absolut. Că dacă tu vii și faci campanie ca în anii 90, mă rog, atât se poate. Revenind la sectorul 6, vreți să puneți 3.000 de camere de supraveghere în sectorul 6 și ați fost acuzat că vreți să-i spionați pe cetățeni. Prostii. De ce puneți atâtea camere de supraveghere în sectorul 6 și cum veți respecta intimitatea oamenilor? Prostii. Cum adică să supraveghem cetățenii? Eu, ca liberal, ca niciodată. Nu. Este vorba, în primul rând, că avem foarte mari probleme cu drogurile. Deci aceste camere sunt montate în special în zona școlilor, în părculețe, pentru a crește siguranța. Rolul acestor camere este de a crește capacitatea de operație, de intervenție a poliției locale. Oamenii vor mai multă siguranță. Da? Tot procesul nostru respectă protecția datelor cu caracter personal. Deci aici să nu fie niciun fel de îndoială. Și nu are nimeni acces la
înregistrări în afara legii. Totul este foarte procedurat, totul se face cu respectarea legii, pentru că am verificat personal că acest sistem să fie așa. Deci nu se pune problema vreodată, da, de a încălca intimitatea sau de a urmări, Doamne ferește, pe cineva. În niciun caz. Dar în același timp avem nevoie să avem o mai bună prezență. Poliția locală acum, și ce s-a întâmplat cu poliția locală? Mi-a scăzut numărul de sesizări. Evident că lucrurile nu sunt perfecte. Dar am profesionalizat-o, am supus-o unor procese de reformă și de training, de formare profesională, cum avea acest centru, în care camerele sunt doar așa o parte, pentru că noi vrem ca să luăm date în timp real din tot sectorul. Senzori de poluare a aerului, senzori de zgomot. Deci vom avea un centru de date care va analiza datele, va monitoriza pe de-o parte, iar după aceea aceste date vor fi evaluate prin un proces de analiză, care ne va arăta și unde trebuie să intervenim, cu ce tipuri de politici trebuie ca să intervenim. Este un centru de supraveghere, absolut, este un centru de date, de analiză de date, cum avem la Rio, la Dublin, în toate orașele mari. Ar trebui să aibă și primăria municipiului București și nu are. Da? Deci despre asta este vorba și nu despre altceva, și aici vreau să fiu cât se poate de clar. Da? Nu este vorba despre supraveghere sau despre încălcarea datelor caracterului personal sau intimității. Doamne ferește, eu sunt împotriva statului polițienesc. Deci am avut grijă de acest lucru, dar trebuie să creștem siguranța, da? Siguranța cetățeanului și capacitatea de intervenție a poliției locale. Ați spus câte un pic despre dezvoltarea imobiliară. În sectorul 6 am văzut că se construiește foarte mult, fiind foarte multe terenuri libere. S-a construit foarte mult. Se construiește. Am fost în weekend prin sector și am văzut că e plin de macarale, de șantiere. Aș vrea să știu câte autorizații ați dat și dacă ceea ce ați autorizat considerați că dezvoltă sectorul sau îl transformă într-un ghetou. De departe nu pot fi acuzat de așa ceva. Din contră. Noi am aprobat mult mai puține puduri, deci pe mandatul meu s-a aprobat la autorizație. Știți că problema nu este la autorizație, problema este la PUD, care vin cu excepții și se construiește enorm mult. Da? Deci pe mandatul meu, și asta este verificabil factual, ca număr de puduri aprobate, și ne uităm pentru ce am aprobat pudurile. Unul este când aprobi un PUD pentru un P+2, pentru care formatul lui nu știu cum, și alta e când aprobi pentru nu știu câte mii de apartamente, suntem la o treime. Deci ca volum, ca tot, suntem bine, ca... Nu știu ce măsură trebuie să aprobați puduri, pentru că dumneavoastră dați autorizații pe acel PUD vechi al sectorului 6, care este unul total neortodox. Și câte autorizații am dat? Nu știu, dumneavoastră știți. M-ați acuzat că cunoaște mult. Când au fost obținute, da? Eu vă întreb. Deci nu am niciun fel de dilemă morală aici. Nu poți opri dezvoltarea complet. Evident. Da? Tot ce trebuie ca să faci este să te asiguri că prin puduri acele proiecte nu sunt exacerbate, iar la autorizare să verifici reglementările. Munca arhitectului șef, din păcate, nu este o muncă de dezvoltare, ci este o muncă de notar. Trebuie să verifice că ceea ce scrie în documentația de urbanism este conform. Ok, hai să întreb altfel. Este vreo autorizație de construire pe care ați semnat-o și ați vrut să nu o semnați? Cred că sunt mai multe, dar sunt pentru că n-am avut ce să fac, pentru că primarul semnează ultimul și dacă și-a luat avizul de comisia de circulație, dacă și-a luat avizul de pe nu mai știu pe unde, de pe la APA Nova și așa mai departe, dacă nu o faci, este abuz în serviciu. Multe le consider și inoportune. Dar să nu vă gândiți că sunt dezvolt. Nu pot să dau exemple, vă dați seama, business-ul omului. Da? Da? Multe se consideră și inoportune și multe nici nu-mi plac estetic. Numai că tu trebuie să respecti legea. Deci în afara legii este abuz în serviciu. Ceea ce am făcut în schimb. Cine a autorizat blocurile acelea de lângă parcul de pe Bulevardul Timișoara? Acele au fost autorizate înainte să vin eu primar, cu siguranță. Eram curioasă pentru că am văzut că nu sunt foarte înghesuite. Și sunt. Și cele din câmp de la Lacul Mori. Ce și cele? De strada de pe lângă Lacul Mori, unde trebuia să vină străpungerea. Da, am văzut ce discuție acolo am avut și am văzut acolo că este o... Adică se construiește foarte mult și se construiește un oraș în câmp fără infrastructura necesară. Cele mai multe acestea s-au fost până să fie o primar. De când am venit primar, dezvoltatorii știu. În primul rând, chestia cu șpaga este exclusă, ca să fie foarte, foarte clar. Dar v-a oferit vreun dezvoltator șpagă?
Au fost tentații de-a lungul timpului, prin diferiți interpuși, niciodată. Și știu chestiunea aceasta. Nu înseamnă că opresc dezvoltarea, pentru că sunt zone, foste industriale, unde dezvoltarea trebuie să continue, da? Inclusiv pe ceea ce înseamnă office, birouri și așa mai departe. E, dar ei știu, când apare un număr de apartamente, faci, nu știu, 800 de apartamente, îmi faci și o găliniță. Asta vreau să vă întreb. Uite, îmi povestea cineva din Grozăvești că își duce copilul jumătate de oră cu tramvaiul pentru că nu e nicio școală în ansamblu de blocuri tocmai, unde s-au construit. Cum rezolvați această problemă? Am identificat un teren pe care aici este spațiu public, aici este spațiu public, în mijloc este spațiu privat, expropriem spațiu privat și vom construi acolo găliniță. Dar cum faceți ca să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat? Adică să se construiască hectare de blocuri tocmai fără nicio utilitate publică. Am explicat cât sunt eu primar, da? Cât am fost eu primar, dezvoltatorii, ca să le treacă pudul respectiv, au venit cu facilități de educație, școală, creșă, grădiniță. Altfel nu trecea pudul. Încă de aici este stadiul, pentru că pe oportunitate consilierii spun, domne, noi nu putem să ținem pasul cu dezvoltatorii, pentru că ei construiesc, vând, își pun palma fund și pleacă. Pe care oamenii vin. N-am școală, n-am dispensar, n-am secție de poliție, n-am parc, n-am facilități urbane. Și e foarte, foarte clar, acest lucru în sectorul 6 se întâmplă dacă îți asiguri și facilități urbane, inclusiv drum de acces. Pentru că cum se dau la nivel de PMB, avizele pe circulație, multe puteau să fie oprite acolo, dar nimeni n-a avut interes în ultimii ani. Și atunci vin la arhitectul șef, care zice, domnule, are avizul, ce să-i fac? Fac un abuz în serviciu? Dar cu parcările cum e? Că au apărut mai multe materiale, au scris colegii de-ai mei despre ansambluri rezidențiale noi care nu respectă numărul de locuri de parcare prevăzut în autorizația de construire. Dumneavoastră verificați aceste evident, lucruri? Evident. Sau cum e posibil ca totuși să nu aibă acele locuri de parcare? Locuri de parcare acum există. Da? Deci eu, pe timpul mandatului meu nu s-a recepționat nimic. S-a întâmplat acolo, s-a dus la recepție, au recepționat și a mutat dezvoltatorul clausurile. Nu mai existau acolo, l-a dus în altă parte și oamenii au sesizat pe drept cuvânt. Am intervenit, da? Și acum și-au cumpărat un teren sau nu știu ce au făcut lângă și au făcut acel locuri de parcare. Deci aici nu trebuie să existe niciun fel de îndoială. Deci dumneavoastră spuneți că nu există blocuri recepționate în timpul mandatului dumneavoastră? Da, sunt foarte multe blocuri recepționate înainte și vorbesc de 10 ani, 15 ani, care au fost recepționate prost, fără ca să aibă locuri de parcare. Da, și pentru că în sloganul cu care am fost în 2020 în campanie a fost că eliminăm corupția și risipa. Ok. Revenind un pic la școli, că până la urmă asta este una dintre cele mai mari probleme și asta generează și foarte mult trafic. Omul se duce dimineața și nu duce copiii și despre la școală. Zona 17, înainte să vreau, la școli. Vreau să vă... Pentru că vorbim despre dezvoltarea echilibrată. Da? Haideți să vorbim și despre PUS zona 17. Păi, ați spus doar două minute. Spuneți. Da? Toți vrem ca să avem un oraș aerisit, cu zone mixte, în care să ai locuire și office, birouri, locuri de muncă aproape de casă, cu facilități, cu spital, cu parc, cu creșă, școală și așa mai departe. Se apucă ciucul de nebun în 2021 să facă un PUZ care să reducă coeficientul de ocupare a terenului, asta înseamnă blocuri mai mici decât se poate construi acum, la volume mai mici, mai mult spațiu verde și așa mai departe. Acel PUZ este lăudat de toată lumea. Da, de toată lumea, lumea academică, Comisia Tehnică de Urbanism, numită de către primarul general, este super încântată de proiect și este un PUZ de reparație, este vorba despre urbanism responsabil. Ce se întâmplă după aceea, doamna Ivanov? Știți foarte bine. Primarul general refuză ca să emită avizul de oportunitate. Eu l-am întrebat când a fost la mine la noi la interviu și a spus că vă va da avizul. Așa, astăzi de 2 ani de zile. Dar există vreun motiv pentru care totuși, pentru eu am întrebat și eu acest lucru, dacă este vreun motiv pentru care acel PUZ deci nu viziunea este mea și pe nu dezvoltare, poate fi aprobat. Viziunea mea pe dezvoltare dumneavoastră ce nu este foarte... Cu săptămâna viitoare. Am auzit de săptămâna viitoare, nu mai, m-am mințit de atâtea ori încât nu mai pot să cred nimic. Deci viziunea mea pe dezvoltare urbană este puțin diferită față domnului Nicu Șordan. Puțin diferită. Nu foarte diferit. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că nu pot ca să fiu ultraconservator pe dezvoltare și acolo iei caz cu caz și acolo unde se permite dezvoltarea și merge. Uite, avem acum un PUZ care era foarte util pentru sectorul 6, făcut de ceilalți Cotroceni, care fac, nu știu, zone de office, da? Cu spații verzi. Tot la Molafri? Cum? Tot acolo. Da. Apropo, credeți că este legal cum arată în momentul de față Molul AFI și toată zona aceea de acolo? Pentru că nu știu, ați putea, de exemplu, să spuneți unde este
30% spațiu verde sau... Ei plantează în compensare în altă parte. Unde? Păi... Au venit la noi să ne ceară unde ai brownfield, recontaminat, vin și fac în compensare. Nu poți să ai, nu știu că e legal sau nu eram aici. Dar, mi se pare o dezvoltare sustenabilă? Da, mi se pare un proiect foarte bun pentru sectorul 6. Mi se pare că are locuri de muncă, spații de petrecerea timpului liber, zone de cumpărături. Da, categoric da. Deci aici e diferent. Acutul este uriaș și nu toată zona este betonată. Nu, toată zona este parcul liniei, unde apare parcul liniei. Pe care l-a făcut primăria. Exact, iar ei or să plătească, pentru că o bună parte din aceste costuri ei le vor susține. Tocmai pentru că își doresc să vină cu un puz. Deci nu putem să oprim dezvoltarea, să ne batem joc și să rămânem așa. Dar dezvoltarea echilibrată, e caz cu caz, nu toate la grămadă, nu oprești tot. Eu nu sunt ultraconservator în ceea ce privește dezvoltarea. Deci, domnule Nicușor, dar să înțelegem că a fost nemulțumit de indicatorii urbanistici pe care i-ați propus. Păi cum să fie? Pentru că e cea mai bună practică, e cel mai bun puz făcut de cineva vreodată în orașul acesta. Deci lăudat de lumea academică, de activiștii de mediu, de Comisia lui Tehnică de Urbanism. Deci eu vin și pun viziunea în aplicare, dar la modul real, și opresc dezvoltarea asta nebună. Da? Îi urmez politica, pentru că mi-a fost clar, era primar de sector, îi urmez politicile, îi urmez, da? Și ce să vezi? Mi-l blochează pentru că nu vreau să dau o simplă semnătură. Și mai vorbește și prostii pe la televizor de genul că nu e zonă mixtă. Dom'le, așa a fost conceput să fie zonă mixtă. Scrie clar acolo. De ce, de ce nu spui adevărul? Asta nu înțeleg eu. Da? Pentru că m-am săturat ca unii să fie cavaleri și salvatori și așa mai departe, iar cei care fac treabă și chiar fac puzuri de reparație și urbanism responsabil să fie demonizați. Da? Nu am niciun fel de dilemă morală în raport cu domnul Nicușor Dan în ceea ce privește partea aceasta. Niciun fel de dilemă morală. Eu mi-am făcut treaba, eu am respectat viziunea și politica. Am făcut tot ce a ținut de mine. Da? Tot. Și aceste lucruri, nu mă întrebați pe mine sau pe Nicușor Dan, întrebați experții. Da? Întrebați oamenii care l-au văzut, întrebați-i propria lui Comisie de Urbanism, pe care i-a numit pe acei arhitecți acolo. Și ei așteptau acest puz. Nu mai zic că nu avem pug nici acum. Domnul primar spune că va fi gata până la finalul acestui an. Am buzunare pline de va fi gata. Haideți să ne întoarcem la școli, că aici ține de dumneavoastră și putem să progresăm cu discuția. Cum ați rezolvat problema asta cu școlile în cartierele noi, la pudurile pe care dumneavoastră le-ați aprobat în Consiliul Local? Aveți vreun exemplu, 2, 3, 5, 10 de cartiere noi da. unde investitorul va construi cartiere o școală? Cartiere noi, nu e vorba despre cartiere noi. La mine eu nu dau cartiere noi. Nu, e vorba de un bloc cu 1000 de apartamente aici, un bloc cu 500 de apartamente dincolo, nu e vorba de aglomerări. Și de la câte apartamente în sus investitorul trebuie să facă? Nu există o regulă, dar ca să treacă de Consiliul Local trebuie ca să aibă un număr de apartamente, un număr de locuri semnificativ. Am zis, o școală medie are undeva la 1200 de elevi. Da? Evident că nu toți iau copii acolo, deci dacă vii cu o dezvoltare de vreo 3000 de apartamente, trebuie să faci o școală medie măcar. Okay. Și ați aprobat un proiect? S-au votat pudurii în Consiliul Local care au îndeplinit aceste cerințe, aceste norme. Din nou venim încă toate la autorizație, pentru că fiind bulibășala care a fost pe puz, ai puz, n-ai puz, ai pug, e suspendat, nu e suspendat, dezvoltarea a fost oprită. Sunt cetățeni din sectorul 6 care vă acuză că faceți lucruri doar în drumul taberei, crângași, militari, mai la stradă cum ar veni și nu intrați și în celelalte cartiere mai de la periferie. Ce le răspundeți? Că nu este adevărat. De exemplu, în Giulești-Sârbi ce ați făcut? În Giulești-Sârbi am reabilitat trotuarul în Giulești. Domnul Ivanov, suntem oameni, nu suntem zei. Da, nu e perfect. Am făcut, nu știu, 70% și nu mai am de făcut 30%. Nu? Ok, noi am ajuns pe strada ta. O să ajung. Pentru că am arătat că pot. Deci când vorbim de a resistematiza, nu doar reabilita, 8 microzone. O microzonă în sectorul 6 are 10 de străzi. Deci vorbim despre sute de străzi în militari. Că s-a făcut într-un mutabe. Da, s-a făcut, că acolo a fost un nenorocit de șantier, plin de șobolan, 12 ani de zile. Unde să mă duc? Pe Maniu? M-am dus și pe Maniu, unde a fost reabilitat în urmă cu 5 ani? Sau te duci acolo unde era durerea cea mai mare? Despre asta este vorba. Singura zonă în care nu am intervenit semnificativ. Apropo, www.ciucu2024.ro, harta lucrărilor cu școli,
câte școli au apărut, câte grădinițe, câte amenajări, câte străzi. Câte da? Străzi ați asfaltat? Ziceam de sute mai devreme. Sute. Deci nu 10, 20, 30, sute, da? Plus străzi noi. Despre ce vorbim? Deci, oricine, sunt singurul politician din țara asta care și-a publicat o hartă a tuturor lucrurilor din mandatul lui. Da? Și atunci se va vedea. Unde n-am intrat suficient până acum? Unde n-am intrat suficient până acum și unde am o datorie și voi intra până încep alegerile? Ca să nu mai zică, domnule, că ne promite că după. Nu, până încep alegerile, este în grozăvești. Aici da. Pentru că resursele nu sunt inepuizabile. Da? Capacitatea administrativă a unei primării nu este... A trebuit să o construiesc. Și dacă oamenii au văzut că am ajuns și în militari, și în drumul taberei, și în Crângaș, o să vadă că ajungem în timp peste tot. Nimeni nu rămâne în urmă. Dar gândiți-vă ce mizerie era în drumul taberei din cauza centrului de la metrou. Ce era acolo? Vă dați seama, 10 ani oamenii au stat în șantier. Și nu unul, două blocuri. Tot cartierul era plin de șobolani. Era o mizerie incredibilă. Evident că o să ajungem peste tot. Dar acum, uite, în Giulești reabilităm parcul și bazele sportive. În Giulești avem, nu mai zic, nu mai vreau să dau vina pe alții, trebuia să fie avut, dar avem un proiect ca să facem curțile școilor. Reconstruim două școli împreună cu Ministerul Educației, proiectele sunt mature, va trebui să mutăm iară copiii, asta este. Puteam să facem și cinematograful Giulești dacă găseam o cale de dialog mai bună cu doamna Arman, dar până acum avem acest litigiu între noi. Și ei. Am făcut spații verzi totoare, au fost distruse de către termoenergetica, deși noi înainte întotdeauna anunțăm. Păi nu vă sincronizați? Sau? Păi da, noi anunțăm. Da. Ei zic că sunt ok, după care peste ceva timp apare o avarie. Băi, nene, nu știu, vin oamenii ăștia și mută acolo muncitorii, utilajele și acele containere. De unde știau ei, mă, că peste două, trei zile apare o avarie acolo? Adică, dar ei își ascund sub ideea de avarie niște investiții pe care le-au programate din timp, dar nu comunică cu nimeni. Despre asta este vorba. Au avut o avarie și eu am containerul cu trei zile înainte montat. Despre ce e vorba? Ok, pentru că mai avem foarte puțin timp, o să vă rog să vorbim un pic și despre curățenia din sector. Dumneavoastră credeți că sectorul 6 este un sector curat? Da, este un sector mult mai curat. De când ați mai fost în sectorul 6? Păi, uite, trecută. Mai sunt probleme. Mai văzut mizerie. Eu acum am căutat, la cât am igienizat, am căutat terenul pe care să le mai igienizăm. Ce vreau să vă zic așa. Am înființat, ce trebuie să facă un primar? Să creeze premisele, da? Am vrut ca să creez o companie municipală, pentru că era cel mai bun proiect ca să facem curățenie stradală și dezăpezire. USR, domne, că nu facem companie municipală. Ok, facem administrație și le-am zis de atunci. Vedeți că nu o să angajăm muncitori, că trebuie să aibă 8 clase. Și acum avem această companie, această administrație, avem mașini, am stat foarte mult timp ca să ne dea voie guvernul ca să angajăm șoferi pe ele și ce să vezi? Am scos de 3 ori la concurs posturi pentru muncitori și oamenii nu se califică, nu se pot înscrie. Dar despre asta este vorba. Este mult mai curat decât era înainte, asta este indubitabil. Asta este foarte, foarte clar. Până la urmă, ce faceți? Până la urmă, va face primăria curățenie? Sau veți face o licitație pentru desemnarea unui operator privat? Pentru că urbanul stradă, face de, nu știu, de 20 de ani, mai bine, curățenie. Am făcut o licitație, mi-a fost anulată la CNSC, am pierdut în justiție, vreau ca să avem un operator, așa cum era normal. Mi-am făcut treaba pe zona asta, pentru că ca să ai colectare de la populație, trebuie să ai sortare. Și le-am zis, domnule, veniți împreună cu sortarea la licitație, că se pot face consorții. Dintr-o tâmpenie pe care nu mi-o explic, poate nu știu, nu vreau să zic altele, ne-au anulat acea licitație. Și au zis, domnule, că trebuie ca să iei separat sortare. Ca să iei separat sortare, trebuie ca să ai tratare. Că dosieul sortat trebuie să meargă la tratare. Tratarea era la municipiul București. Ca să ai tratare, trebuie să ai depozitare. Depozitarea era la municipiul București, care nu făcea nimic. Atunci noi ne-am unit primarii de sector de la toate partidele, am făcut un ARI de deșeuri, am reușit să facem rost de pentru numele Bucureștiului, că ei nu au făcut nimic ca de obicei, dar primarii de sector s-au mișcat, indiferent de partid, că e USR, că e PNL, că e PSD, toți am muncit împreună pentru asta. Avem tratare, scuzați-mă, avem depozitare acum, avem tratare. Unde aveți depozitare? Fiecare pe unde s-au făcut loturile și unde s-a licitat. Sunt mai multe firme care au licitat pentru diferite sectoare. Deci avem depozitare, avem tratare.
Acum eu o să trebuie și sortare și o să pot să scot la licitație, dar nu am stat. Și a făcut o administrație, cum este și ADP-ul, deși trebuie să facem o firmă, că nu putem angaja mulți ori, cum am explicat mai devreme, ca să fie și mult mai curat. Și atunci ea acum va fi licențiată și acum chiar că este mult mai curat în sectorul 6, va fi și mai curat, va fi lună, pentru că va depinde de noi. Și am mutat mulți de gunoi. Mulți de gunoi, am confiscat cel puțin 18 mașini dube și acum se știe, în sectorul 6 e foarte bine supravegheat, cine vine să-și arunce gunoiul, mă refer la asta din deșeuri, se confiscă mașina sau amenzile sunt uriașe. Pentru că aici aplic o politică de toleranță zero. Bine, ce am văzut pe lângă lacul Morii. Păi câte camioane ne-am scos de acolo? Păi acolo da, sunt depusate în 30 de ani. Deci aceste deșeuri costă foarte mult și am absorbizat enorm. Acum căutam și să facem o acțiune sâmbătă aceasta, încă o acțiune de igienizare undeva departe, în Jureș, pe Mănăstirea Chiajna, cu voluntari. Nu mai găsești foarte multe terenuri care să nu fie în câmp sau undeva pe care s-a devărsat foarte mult deșeu pe care să le mai igienizezi din sectorul 6. Cum se ascultă colectarea selectivă și îngroparea ghionelor de gunoi? Proiectul merge mai departe. Cât ați făcut până acum acele ghionele? Câteva sute, spre 300 cred că sunt, trebuie să ajungem undeva, plus, și sunt și spate rane și îngropate, ajungem la 800 și ceva. Au mai fost nemulțumiri ale cetățenilor? Evident că sunt, dar este foarte important. Suntem singurul sector. Păi, ce să răspund, ne costă 30 de milioane pe an faptul că nu deviem de la groapă. Cu banii așa facem o școală. Da? Suntem... România va avea infringement din cauza Bucureștiului, pentru că nu deviază de la groapă. Suntem singurul sector care și-a asumat un proiect atât de ambițios și de greu. Știu că fiecare avem de cedat, că ni se dă loc de parcare, că nu e fix acolo unde doream eu, dar să vii cu astfel de proiect în București, unde ai rețele de termie, de gaze, de electricitate, este extrem de greu. Este unul cel mai complex proiecte de infrastructură făcute de pe primărie vreodată în București. Cât la sută din gunoiul colectat din sectorul 6 este... Dacă nu mă știu undeva la 30%. Dar noi vrem ca să mergem undeva spre 60%. Până când? Păi o dată ce o să avem aceste puncte de colectare, precolectare gata, va trebui să scoatem la licitație contractul ca salubristul să vină luni să ia hârtie, carton, marți să ia plastic, metal, miercuri, biodeșeuri și așa mai departe. Să reorganizăm toate traseele, da? Oamenii să înceapă să colecteze selectiv, să introducem sistemul pay as you throw, adică plătești cât arunci. Așa. Cei care vor colecta, precolecta selectiv, nu vor mai plăti mare lucru, ceilalți vor plăti. Și să ne civilizăm ușor, ușor. Da, știu că rezistența este la schimbare este mare, dar eu n-am fost aici adus numai ca să fac doar ce-și doresc oamenii. Am fost adus aici să fac și ceea ce trebuie orașului. Și atunci... Câte blocuri ați reabilitat în ultimii 3 ani și jumătate? 211. Ați recuperat vreo piață din cele concesionate în sectorul 6 și cu care ați început? Nu suntem în justiție, dar am început să câștigăm diferite etape. Nu avem hotărâri definitive. Pe scurt. 5 proiecte cele mai bune pe care dumneavoastră le-ați realizat în sectorul 6. Și care sunt finalizate? Și care sunt finalizate. Ați întrebat și pe alții același lucru? Da. Și v-au dat proiecte finalizate deja? Finalizate nu fi construit de fezabilitate și spui că ai un proiect. Corect. Măcar să fie șantier, adică. Corect. Sau să fie aproape gata, ca să nu... Aș putea să zic 5 școli și am închis discuția. Nu, cele pe care dumneavoastră le considerați că sunt cele mai importante din mandatul dumneavoastră. Sunt foarte importante. Nu putem vorbi. Deci eu sunt unul dintre candidații care poate să vorbească și la trecut, doar la viitor ca alții. Fără niciun fel de... Adică asta este realitatea. Deja finalizate, da? Hai să pun două pe parcuri, Dicul Lacului Morii și Parcul Iniei. Hai să punem 4 școli construite. Care sunt? Sunt Andrei, avem la Ruxandra Marcu la Orizont, avem Chirițescu care este deja dat în funcțiune, sunt mai multe. Avem Găința 279 și Găința 200, nu are nume, că acum o facem, dar este gata, va primi copii în toamnă. La școala Sfinții Constantin și Elena.
Avem prima creșă după 46 de ani, deci am trecut de 5. Și sunt importante. Avem într-un da, avem drumul Osiei care este gata, avem drumul Valea Largă. Deci foarte multe aceste proiecte care acum sunt 95 sau 90% gata, ar fi fost gata până în septembrie, acei 4 ani, da. Adică am uitat ceva, cred că am uitat, că sunt mai multe. Ok. Dacă dumneavoastră vi le-ați amintit pe astea, astea sunt importante da. Pentru dumneavoastră. Domnule Ciucu, ONG-și și cetățenii văd mai degrabă ce nu merge în administrație, în zona asta bugetară. Și dumneavoastră, înainte de politică, ați fost ONG-ist și, mă rog, criticați administrația și așa. Dar aș vrea să, acum că sunteți pe partea cealaltă, puteți spune oamenilor ceva ce v-a surprins plăcut în administrația locală. Ceva ce m-a surprins plăcut? Când ați ajuns în primăria sectorului 6, primar, ce v-a surprins plăcut? M-a surprins plăcut că fostul primar începuse niște procese. Adică începuse niște proiecte. Proiecte sau procese? Procese și proiecte, pentru că, de exemplu, să ai contract cadru pentru drumuri. Da? Contează enorm. Evident, și noi am făcut, au început multe altele, dar existau niște lucruri pe care să poți, să ai niște premise ca să livrezi rapid. Asta m-a surprins plăcut. În rest, am devenit din realist pesimist. N-am avut niciun proiect care să meargă ușor. Toate au niște bariere inimaginabile, deci vorbesc nu de una, două, cinci bariere, ci de zeci de bariere la fiecare instituție. Mi se spune de foarte multe ori că nu merge și că nu se poate și că altfel și că n-ai voie de cu legea aia. La cum o e? Nu vreți să știți. Comisia de baraje, pentru spital, câte mi se zic că nu se poate așa, că nu se poate. Și toată lumea vrea să te blocheze. Ei sunt cu, nu știu, ai nevoie de 15 instituții, fiecare ridică câte 10-5 probleme, 5-10 probleme și că nu se poate. De-aia nu se fac lucruri. Nu că de multe ori nu există politicieni care să vrea să facă. Dar trebuie să fie acei politicieni care să deschidă uși și când funcționarul, el știe că nu are dreptate, dar vrea el ca să fie mai catolic decât papa, să fie chemat de cineva, să se ceară socoteală. De ce îngreunează procesul? Există perseverență la primar. Primarul trebuie să el personal să sune. Dacă sună, scuzați-mă, funcționarul de la cadastru sau de înaltă parte, nu va fi băgat în seamă. Dacă sună primarul pe șeful instituției, va fi, îmi pare rău că trebuie să vă spun care este adevărul, dar aceasta este realitatea în țara aceasta. Deci perseverența și încăpățânarea și determinarea sunt esențiale. Plus, trebuie ca să fie focalizat pe obiectivele pe care le-a făcut și să evite conflictele și să construiască. Altfel nu face nimic. Aș vrea să-mi dați niște exemple concrete de oameni cu care ați lucrat, câteva nume de oameni capabili pe care i-ați întâlnit în administrație. Că de obicei politicienii evită să dea... Politicieni sau să vă dau politicieni sau să vă dau administrație? Oameni din administrație, funcționar. Nu știu, dacă dumneavoastră aveți un funcționar extraordinar în primărie, nu știu, care face... Că de obicei... Toată echipa mea este extraordinară, pentru că mi-am făcut echipa și mi-am adus prin transfer în alte instituții oameni. La PNL Sector 6 am găsit o organizație care... vechii puternice zilele plecaseră și am avut foarte mult tineri care lucrau prin ministerie și agenții și am atras către primăria Sectorului 6 prin transfer. Asta m-a ajutat enorm. Deci, nu lucra foarte mult cu fosta echipă. Dacă puteau să livreze, livreau înainte să venim noi. Câți oameni ați dat afară din primărie când ați venit? Câteva sute. De ce? Pentru că am făcut analize funcționale. Dacă știți că unii vorbesc și sunt foarte aplaudați, că au dat afară 10, 20, 50. Aici vorbim despre câteva sute. Cât la sută? Nu știu cât la sută, că n-am calculat. Avem 2000 ceva de angajați, câteva sute. La nivelul la care noi am am făcut analize funcționale și am reașezat administrația, nu a făcut-o nimeni. Gândiți-vă că numai de la DGASPC, fără desfințăm niciun serviciu, au plecat peste 200 de oameni care erau funcționari care au hârtii. Nu se plâng că e aproape imposibil să dai afară un funcționar public, e adevărat? Nu trebuie să-l dai afară prin abuz sau să-l dai afară doar de dreptul, doar de dragul de a da afară sau că nu-ți convine ție fața lui. Și nu trebuie să personalizezi. Trebuie să te uiți pe organigrame, pe analize funcționale și să vezi, acel serviciu public este bine dimensionat? Că am și angajat. Atenție, am și angajat, nu doar că am dat afară. Am dat afară
100 de polițiști locali din 400 și am angajat 50 care au trecut inclusiv prin probe sportive. Da? Adică procesul de schimbare este mai complex decât, nu se rezumă la da afară. Da? Se rezumă la a avea neze funcționale. Dar mulți spun că nu pot reforma primăria, dai afară că nu-ți place fața lui sau dai afară pentru că dai afară dacă este l-ai un proces prins, greu, lucruri, dar trebuie să-l stăpânești. Da, legea îți permite, este un proces greu. Dar dă vina pe birocrație, că legea e făcută în așa fel încât să protejeze funcționarii publici, să fie practic imposibil să-i dai afară chiar dacă greșesc, chiar dacă fac lucruri ilegale. Așa este, dar eu mi-am adus oameni care sunt foarte, foarte bine pregătiți. Foarte bine pregătiți și din acest motiv, încă o dată, am reorganizat toate instituțiile, toate, am desființat două instituții și am înființat amnistia de salubritate. Da? Deci, reforma administrativă este posibilă. Bine, acum, când Ludovic Orban mi-a propus, eram președinte PNL Sector 6 în 2019 și aveam, prin puterea politică pe care aveam atunci, puteam pretinde, da, să conduc o instituție conform experienței mele, am zis că vreau să fiu președinte ANFP. Iar acolo am învățat foarte, foarte mult despre aceste procese. Am două întrebări din zona politică. Credeți că domnul Ciucă are vreo șansă la prezidențială sau ar trebui alt candidat? Da. Are șansă la prezidențială. Ce șansă are? M-a întrebat că are șansă, că știe președinția României. Ok. Crezi că domnul Iohannis a făcut mai mult rău PNL-ului împingându-l în brațele PSD-ului sau a făcut un bine? Nici nu se pune problema despre PNL sau despre Ciucu sau despre alții. Sunt convins că în contextul actual România avea nevoie de o alianță puternică. Și se văd rezultatele. Îmi pare rău că spun. Evident, opoziția spune că nu și... Da, dar rezultate concrete se văd în termen de ceea ce s-a livrat în ultimii ani. Ce în sectorul 6. Bune s-au făcut, de exemplu? Păi s-au făcut foarte multe proiecte pe nivel local. Da? Modul în care a fost organizat tot sistemul și cum s-au finanțat. Inclusiv s-a mișcat foarte bine pe zona de unde avem și noi scăderi de stat, pe domnul Scrioșteanu, la transportul și domnul Grindeanu și domnul Drulă. S-au mișcat lucrurile. Da? Mulțumesc foarte mult, domnule Ciucu. Și eu vă mulțumesc. O zi frumoasă, la revedere!